Pacea Domnului, bună seara! Fiți binecuvântați de Dumnezeu și fiți bineveniți la biserică! Îi mulțumim la Dumnezeu pentru tot ceea ce face pentru noi și ne rugăm să ne învețe, să ne numărăm corect zilele. Mesajul acestei serii se bazează pe un titlu, dacă nu greșesc, a existat și o broșură cu titlul ăsta. Și sună cam așa: vești bune și vești rele. Vești bune și vești rele. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că a spune cuiva vești bune nu înseamnă cu necesitate să și fie adevărate. Și nu știu dacă v-ați gândit vreodată că a spune cuiva vești rele nu înseamnă cu necesitate că sunt adevărate. Însă, dacă ar fi să alegi între veștile bune, dar mincinoase, și veștile rele, dar mincinoase, întotdeauna le alegi pe cele bune. Să vă dau un exemplu. Te doare undeva, pe aici, pe din lăuntru. Și te duci la medic, te verifică și îți spune că ai o boală incurabilă, groaznică și că, din păcate, în cel mult o jumătate de an o sfârșești. E o veste rea. Și când auzi că mai e cam o jumătate de an, îți faci niște calcule, te duci și îți scoți burma de bani pe care îi ai, dai la un copil, la altul, poate ai o casă, o vinzi, împarți banii, îți cumperi sicriu, îți cumperi un mormânt și rogi pe unul din copiii tăi să stai la el câteva luni până mori. Și stai 3 luni și nu mori, și stai 5 și nu mori, și stai 2 ani și nu mori. Și acum copiii zic: mă, tata, dar nu mai mori. Simți și tu chestia asta. Acum unde te duci, că nu mai e nimic? Și te duci la doctor. Te controlează, zice: domnule, nu știu ce ți-o zici și cine ți-o zici, dar tu n-ai nimic. Păi, n-am nimic, dar nu mai am nimic nici de telelalte, că
Așa mi-a zis doctorul și eu m-am pregătit. Și acum ce fac? E iure de tot, nu? Da. Creăm încă un exemplu. Te duci la analize, îți faci toate analizele, că așa se fac acum obligatoriu, la nu știu câți ani să-ți faci analizele. Te verifică tot, din cap până în picioare ești june de 22 de ani. Mamă, bucuros! Hai nevastă să mergem în concediu. Te duci în concediu prin Turcia sau nu știu pe unde și de acolo te aduce în Coștiug. Uzi că n-ai nimic. Era o veste bună, da. Era mincinoasă. Vedeți, dragii mei, veștile, fie că-s bune, fie că-s rele, dacă-s mincinoase, mincinoase rămân. Și auzeam o vorbă bătrânească care suna cam așa: lupi-s lupi, oile-s oi. Și orice ai face, nu poți să le pui împreună. Lupi-s lupi și oile-s oi. Așa se face că cei care țin cont de lucrul acesta nu mai simpatizează cu vești bune dacă sunt mincinoase. Și nici cu vești rele nu simpatizează, nici dacă sunt mincinoase, nici dacă sunt adevărate. Am să citesc un pasaj din Scriptură și voi spune câteva lucruri foarte grele în seara asta. Câteva lucruri care chiar potignesc, poate. Dar am obligația aceasta înaintea lui Dumnezeu. Pentru cei care vor să înțeleagă ceva. În cartea Apocalipsei, la capitolul 22, citesc versetul 6 și versetul 7. Scriptura spune așa: și îngerul mi-a zis: aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorociilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele din cartea aceasta. Doamne, păstrează în noi un duh curat. Și ajută-ne să creștem în pocăință. Amin.
Vedeți, aici apare o expresie pe baza căreia s-au dus cele mai multe vești bune pe pământ. Și toate mincinoase. Iar spiritul nostru de viață religioasă trăiește doar datorită acestor minciuni. Eu vin curând. Aceasta este vestea bună pe care cei care îl așteaptă pe Hristos au transformat-o în veste mincinoasă. Bunica mea a murit spunând că în timpul ei vine Iisus Hristos, că așa a învățat-o la biserică. Și a murit crezând o veste mincinoasă. Tatăl meu și mama mea așa au învățat și ei de la înaintașcă, potrivit semnelor care se văd și care le gestionăm noi ca pe niște lucruri ce ne aparțin. Tatăl meu și mama mea au fost ferm convinși că vor fi în viață și vine Hristos. Și au murit crezând această veste mincinoasă. Veste bună, dar mincinoasă. Pe noi, pe copii, la biserică și în familie, ne-au crescut în același spirit. Uită semnele, s-au negrit cerul, au picat stelele, s-a întâmplat asta, nu mai este mult. Vine Iisus, o veste foarte bună. Și în spiritul acesta al unei vești frumoase și încărcată de minciună, mi-am trăit viața până la 62 de ani. Eu nu cred că Dumnezeu va mântui pe cineva pentru că a crezut o veste bună, dar mincinoasă, și datorită ei a avut un anumit mod de viață. Eu nu cred, pentru că este o motivație falsă. Mai cred ceva, că dacă v-aș spune acum pe de adevăratele, că nu știu, dar să presupunem că aș avea datele problemei și v-aș spune că Iisus Hristos vine numai cam peste 600 de ani, eu cred că niciunul n-ați fi cum sunteți. Inclusiv eu. Dar pentru că trăim pe baza unei vești frumoase, dar plină de minciună, avem niște garduri, avem niște preziceri, avem niște comportamente raportate la alți oameni. Vezi, vești bune și vești rele. Veștile bune, dar mincinoase, sunt mai rele decât veștile rele mincinoase. Și sunt și mai rele decât veștile rele adevărate. Pentru că te
poziționează într-o viață falsă. Domnul Iisus Hristos a dat o pildă în care se pot vedea mai multe date decât exact cele care sunt scrise. Îmi permit să fac uz de pildă aceasta pentru a deschide mintea mea și, dacă se poate, și a voastră. Într-un sat, niște fete au fost anunțate că sunt alese dintre toate fetele din sat să fie domnișoare de onoare. Erau cinste și o veste bună. Și chiar așa a și fost. Ceva mai târziu au fost anunțate că peste 3 săptămâni, cam pe la ora 4 după amiază, să fie îmbrăcate frumos, că vine mirele la nuntă. Și asta a fost o veste extraordinar de frumoasă. Doar că era o veste mincinoasă. S-au dus peste 2 săptămâni la locul hotărât, îmbrăcate frumos, și după ce au stat peste timpul anunțat câteva ore, și-au dat seama că e pur și simplu o minciună, nu știu ce se întâmplă. Mai vine, mai nu vine, nu știu. Și s-au pus, s-au culcat. Poate că un pic duc pilda într-o zonă mai critică, da? Îngăduiți-mi chestia asta. Pe la miezul nopții a venit o veste extraordinar de bună, dar adevărată, că vine mirele. Și fetele acestea s-au formalizat. Care dintre ele, din cele 10, n-au venit la timp, potrivit primei vești bune? Toate au venit la timp. Care dintre ele n-au fost îmbrăcate frumos? Toate au fost îmbrăcate frumos. Care dintre ele n-avea candelă? Toate aveau candele. Care dintre ele n-avea un de lemn? Toate aveau un de lemn. Și acum observați lucrul ăsta în text. Când a venit vestea bună adevărată, un alt lucru a făcut diferența între ele. Observați? Diferența între noi nu va face cunoașterea profețiilor. Iertați-mă că vă jignesc. Diferența între noi nu va face nici dacă Iisus vine la ora pe care ați stabilit-o voi. Și voi veți ști. Nu. Diferența între noi o va face cu totul și cu totul alte lucruri. Povesteam cu cineva zilele trecute care într-o emisiune a întrebat pe un pastor, zice, nu vă sprați, ce ziceți, mai este mult până vine Iisus? Și pastorul a răspuns așa, fără nicio ezitare, cu niciun chip nu se mai prelungește mai mult de 10 ani. Mai repede de 10 ani vine Iisus. E o veste extraordinară. Eu cred, să zic.
nu crezi, s-o invers. Și peste 10 ani vine Iisus. Diferențierea între noi nu face faptul că eu n-am crezut și tu ai crezut. Nici faptul că tu n-ai crezut și eu am crezut. Diferențierea între noi o face altceva. Fericit cine păzește cuvintele din cartea asta. Nu știu, mă înțelegeți ce zic? Încercați să fiți cu mine. Iertați-mă. Poate că chiar reușesc să supăr pe unii frați și pe unele surori, dar nu mai vreau să consum vești bune care sunt mincinoase. Vă pun o întrebare și vă las să gândiți voi. Dacă după 1844 primii părinți ai bisericii adventiste care nici nu credeau în Domnul Iisus Hristos și în opțiunea lor Duhul Sfânt nici nu exista. Dacă primii părinți ai bisericii adventiste n-ar fi zis că mâine vine Iisus, unde ar fi fost biserica noastră astăzi? Nu exista. Ea există pentru că ne-am folosit de o veste extraordinar de frumoasă, dar mincinoasă. Nu mincinoasă pe fond, ci mincinoasă pe detaliu. Este clar că Iisus Hristos vine. Dar ce înseamnă? Nu știu. Remarca Scripturii că la el o zi este ca un an. Imediat. Remarca Scripturii că la el este o zi ca un an mă face să înțeleg că dacă mie mi se pare scurt o zi, așa e de scurt pentru el un an. Remarca Scripturii că la Dumnezeu o zi poate fi ca 1000 de ani mă face să cred că scurtimea pe care o văd eu la 24 de ore la el poate să fie la 1000 de ani. Iar buimăceala aceasta pe mine, pe Iacob Cuman mă silește să înțeleg că accentul nu e unde l-am pus eu, ci accentul e unde l-a pus Dumnezeu. Și accentul nu este pe vine el, ci accentul este pe cine păzește. Dragii mei credincioși, sunt extrem de conștient pentru ceea ce am spus în seara asta și pentru cât de înjunghietor este un asemenea mesaj. Dar nu știu, așa după cât eu văd eu, cred că mor și eu și nu vine Hristos. Și atunci, cum să păstrez o declarație care nu se justifică dumnezeiesc?
Iisus Hristos vine curând. Dar lăsați-mă să vă spun ceva. Ce, domnule Coman? Știu ce înseamnă Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Știu ce înseamnă vine? Că scrie ce înseamnă vine, dar nu știu ce înseamnă curând. Este o controversă de termeni și de înțelegere. Și acum, vestea bună este că Domnul Iisus Hristos vine, dau un exemplu fictiv, în martie pe 18. Și când aud că sunt în ianuarie, februarie, martie, mai sunt două luni și un pic, hai de mine. Gata, fac totul. Și vine Iisus Hristos pe 18 martie. Mă mântuiește? Nu. Nu mă mântuiește. Pentru că eu nu m-am pocăit ca să mă mântui, ci eu m-am pocăit speriat că vine. Probabil că cântărește și asta ceva la arsul un foc. Nu știu dacă ați primit, am primit un cartonaș pe smart, pe fond. O doamnă zice, am vești bune pentru păcătoși. I se retrage autorizația de funcționare a iadului că n-are aviz de la ISU. Și dacă se închide, nu mai are unde să ne bage. Vestea asta e mai bună ca cealaltă. Numai că și asta e mincinosă. Adică, dragii mei, a crede nestrămutat în venirea Domnului Hristos este una, și a crede nestrămutat în venirea Domnului Iisus Hristos, care îți condiționează felul în care să trăiești, este o veste foarte frumoasă, dar mincinoasă. Iar pe baza la vestea asta, așa simt eu, e posibil să greșesc, dar așa simt eu, pe baza la vestea aceasta, nu se poate mântui nimeni. Citesc. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și dacă vedeți acolo e o cratimă sau o paranteză dreaptă. Și iată eu vin curând. Dar în mod normal trebuie citit așa. Pe îngerul său care are să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Ferice de cei ce păzesc cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu vin curând. Vestea bună în contextul acesta nu este că vine Iisus curând, ci vestea bună este că cei care păzesc ce scrie în cartea aceasta pot fi fericiți. Pentru că s-ar putea ca Iisus Hristos să nu vină în timpul vieților.
Iar dacă viața lor de credință nu este un mod de viață, ci este condiționată de un timp pe care l-a aflat, pe care l-a aflat și care i-a stricat tot confortul, pe baza acestei stricăciuni de confort nu se dă mântuire. Ca să mă înțelegeți, vă mai dau un exemplu. Ai 2 milioane de dolari și îi baci la bancă cu dobândă și îi baci pe termen de la, cum se zice, la termen, pe 15 ani. Și ei spun că peste 15 ani vei scoate de la bancă 3 milioane de dolari, adică vei câștiga 1 milion. Peste o jumătate de an sau câteva luni, ai un prieten ăsta care știe toate și îți trimite un mesaj: du-te repede la bancă și scoate-ți toți banii, că mâine falimentează banca. Tu când auzi, e o veste extraordinară. Fugi repede la bancă, scoți toți banii și mâine banca a falimentat. Dar ce se întâmplă în sufletul tău? Încep să crăpi că ai pierdut 1 milion de dolari. M-ați înțeles cum am zis? Asta este vestea că vine Domnul Iisus Hristos în felul în care o propovăduim noi. Felul în care o propovăduiește Scriptura nu este. Felul în care o propovăduiește Scriptura este altul. Zice: de aceea și voi fiți gata, că Fiul omului vine când nu vă gândiți. Poate ați murit, poate sunteți în viață, nu știu. Dacă reușesc eu, Iacob Coman, și vă recomand și vouă, să mă descongestionez de entuziasmul veștilor bune, dar mincinoase, este primul gest din viața mea de credință care îmi poate asigura constanță în pocăință. Dacă nu reușesc să mă descongestionez de asta, atunci viața mea de pocăință este condiționată de credulități, este condiționată de pescuiri de date, este condiționată de N interpretări de natură umană, care în general sau până la toate sunt erori, ca să nu le numesc din nou mincinoase. Vești bune și vești rele. Și acum să închei cu vestea bună și adevărată. Fie că ești în mormânt, fie că ești putred în mormânt, fie că ești pe patul de boală, fie că ești sănătos, fie că ești la coadă la cumpărat de țigări, sau fie că ești la coadă de cumpărat de pâine integrală, dacă viața ta este limpede cu Dumnezeu, atunci venirea lui Hristos te avantajează. Asta este singura veste bună și adevărată. De aici încolo, câte eroare există în celelalte, n-am fost chemat să cântăresc. Nici nu cred că îmi pot pierde vremea cu asta. Dar eu, Iacob Coman, multe zile ale vieții le-am trăit speriat de o veste frumoasă care era mincinoasă. Nu știu cum e la voi. S-ar putea ca să n-aibă sens ce am spus, sau s-ar putea ca în conștiința și în mintea voastră
ceea ce am spus să fie condamnabil. Cu toate acestea, vă recomand, nu mai dați oamenilor vești bune, dar mincinoase. V-am spus că cu câțiva ani în urmă, și cu asta am încheiat, repet povestea asta, am mai spus-o odată. Cu câțiva ani în urmă, mama mea, draga de ea, avea 80 de ani sau 79, nu mai știu. Și află că are cancer la sân. Adică aflăm noi că are cancer la sân. Primul lucru care îți vine în minte este să nu-i spui. Că dacă îi spui, se necăjește. Eu nu știu dacă procedez bine sau rău, dar mă gândesc cum ar fi să procedeze alții cu mine. Și datorită acestui gând, într-o zi când am stat cu mama de vorbă și eram așa mai, nu știu cum să zic, mai drăgăstoși unul față de celălalt, am zis, mama, trebuie să spun ceva. Ce-i dracu, mami? Boala care o ai dumneata nu se vindecă. Vei muri. Am supărat-o pe mama și cred, după percepția mea, că până în ziua morții nu m-a iertat. Și am mers la cabinet, la oncologie aici sus. Era o doamnă doctor, drăguță. Am mers cu mama acolo. I-a scris leacurile, frumos. Ca și cum mai avea o infecție și ți înscrie ampicilin, obei și ți se duce puroiul. Și i-a scris leacurile, le-a dat frumos. Și mama era cu baston. Aici era birou, era doamna doctor, doamna doctor ușor mai tânără ca mine. Și am salutat-o frumos, mama cu bastonul pășește să plece și își aduce aminte ce i-am spus eu. Și o să întoarce așa, ținându-se în baston și zice, doamna doctor, dacă beau leacurile astea, mă vindec? Și doamna doctor îi dă o veste fascinantă mamei mele. Da, vă vindecați, mătușă. Și în timp ce rostea cuvintele acelea, eu mă uitam la ea. Și din greșeală și-a ridicat ochii și s-a intersectat privirea ei cu privirea mea. Dintr-o dată i s-a schimbat culoarea feței și din cer au căzut cuvintele din vremea prorocului fără nume. O mințea pe mama. Aș vrea să vă spun o întrebare. La ce a folosit mamei mele vestea aceea minunată pe care a și crezut-o? La ce? La nimic. Vestea pe care i-am dat-o eu n-a crezut-o nici în ceasul morții. Dacă vreți, nu vă mai faceți planuri pe veștile frumoase, dar mincinoase. Faceți-vă planuri pe veștile reale și adevărate. Și veți trăi voi, vor trăi copiii voștri și vor trăi copiii copiilor voștri. Absolut. Cum țin ochelarii în mână, atât e de sigur că Iisus Hristos revine. Când? Nu știu. Dacă voi fi în viață, nici asta nu știu.
și încep să deduc că nu voi fi în viață când vine Iisus. Dumnezeu să vă ajute pe voi și Dumnezeu să mă ajute pe mine ca să ne bazăm viața și speranța pe veștile frumoase sau rele, dar adevărate. Amin.